în tratative pentru a obține niște fonduri de la Compania Națională de Investiții pentru un nou comis studențesc. Universitatea noastră a fost selectată, o să vedea și Moni materialele, Universitatea noastră a fost selectată între cele 20 de universități din țară care a primit finanțare și datorită faptului că colegiile administrativ au avut toate documentele pregătite în timp util, suntem printre primele 5 universități care au și semnat deja documentele pentru această finanțare. Este vorba de o finanțare de 14 milioane de lei. Universitatea trebuie să asigure doar utilitățile până la locație. În rest, toate provin de la Compania Națională de Investiții. Este vorba de un cămin studențesc de 4 etaje, cu masată, va fi la fiecare nivel și câte o cucinetă, vor avea și câte o sală de lectură, deci toate camerele vor fi dotate. O să las și pe domnul proiect, pentru că dânsul știe exact partea de standarde pentru studenți. Noi încercăm să realizăm și pentru cămin, dar până atunci sperăm să se facă construi acest și să oferim și mai bun.